Se pare că în două feluri sunt în premieră în dimineața aceasta la biserică la dumneavoastră. Prima dată că n-am mai fost. Asta e prima dată, dar m-aș bucura să nu fie ultima. O mai vedea noi la sfârșit. Și în al doilea lucru, în premieră, mi au pus Domnul pe inimă, eu am venit cu un text, cu un verset care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă pentru dumneavoastră, și în discuția mea cu fratele, așa am convenit înainte de predică să citesc un singur verset care l-am avut pe inimă. Totuși, mi-a plăcut ce s-a spus aici la ora de rugăciune, că Dumnezeu uneori în Duhul Său cel Sfânt schimbă planurile. Și știți ce mi-a spus în dimineața aceasta? Rămâi la FSN 5. Oare la întâmplare aleatorii au fost ca cântarea fanfarei să fie înainte de predică? La noi, la adunare, am fost, după, cântare, după, cântarea aceasta și noi o avem în partitură, am fost rugat uneori să nu mai cânt, pentru că e prea sinistră, e prea tristă. Parcă inspiră un fel de teamă, parcă nu-ți dă o doză așa de nădejde înainte. Vă spun ceva. Dumnezeu nu greșește în lucrarea Lui din adunare, din biserică, așa -i? Poate că așa au trebuit să ne pregătească ca și soți și ca și soții. Să ne uităm cu nădejde înainte și cu frică în spate? În premieră, așa după cum am spus, o să vorbesc la dumneavoastră aici, rămânând la cuvântul care a fost citit, în premieră, știți de ce? Prima dată când vorbesc de familii fără o mireasă și un mire aici. Însă vreau să spun ceva. În dimineața aceasta, soră de 60 de ani, cu 40 de ani de căsătorie, ești mireasă în dimineața asta. Bunicuțule cu nepoți peste 10, poate peste 20, îți vorbește Dumnezeu ca o mire în dimineața aceasta. După 23 de ani de căsătorie, nu odată îmi repetă soția mea, tu ești mirele meu. Dumneavoastră, când i-a spus ultima oară la iubitul inimii dumneavoastră? Tu ești mirele meu. După 50 de ani de căsătorie. Noi când le-am spus soțiilor noastre ultima oară? Tu ești mirea sa mea. Și după atâția ani. Și dacă te uiți în poză și spui, mă, oare eu sau nu eu? în urmă cu 30 de ani, că parcă nu mai samăn. Tu ești. Dar dacă areți bine și ești îmbrăcat bine și ești îngrijit bine, e datorită și ei. Și viceversa. Dragii mei, în dimineața aceasta vreau să aduc înaintea dumneavoastră trei puncte legate de fundația, de fundamentul căsătoriei. Domnul Iisus spunea în Matei capitolul 7, orice casă care este construită pe nisip, doar la nivelul solului, nu va birui și nu va rămâne în picioare. În fața furtunilor și în fața vigeliilor. Însă cea care este mai întâi zidită în ating, vor veni și voaiele, vor veni vânturile, vor veni furturile și vor bate în casa aceea, vor lovi puternic, dar ea va rămânea în picioare pentru că e zidită pe stâncă. Cine este stânca familiei? Noi știm, așa -i. cine a instituit-o și a inventat-o, slăvit să fie numele. Nu să fie așa. Nu să fie așa. Domnul Isus, într-o împrejurare, era el curios, legitim, legal. Și le pune o întrebare ucenicilor și spune, cine zic cu oamenii că sunt eu? Era curios, el știa că e fiul de Dumnezeu, că a venit cu un plan bine definit, dinainte de întemerea Pământului, a știut și te-a văzut și pe tine și pe mine, înainte de a fi fost vreuna din zilele noastre, aleși pentru împărăția lui Dumnezeu, slavă lui pentru planul de mântuire, în care mă cuprin și pe mine și pe tine. Și întreba pe ucenici, cine zic cu oamenii că sunt eu? Vreau să te întreb în dimineața aceasta, soțule, bărbatule. Cine zice soția că ești tu? Cine? Asta nu știe numai Domnul Ia și slujitorul la mărturisire. Uneori. Și bine ar fi să știi. Și tu. Cine zice soțul că ești matale ca și soție? Cine? Când ai fost curios ultima oară? Știți că familia este unitatea de măsură pentru slujire și noi îndrăși. Draga mea tânără, iar că cântă bine în adunare, dar familia nu e numai cântare. Că dacă nu are caracter și nu-i pocăit, dar știe bine învârte instrumentul, la ce folos? Plin toată viața, am vezi de la stele, vorba unui frate care mi-a spus și mie întâmplarea asta. Sunt dregostitare, că face parte din legea umană. Te îndrăgostești de cineva, să-ți placă, să te atragă fizic, este normal. Este o latura căsătoriei. Să-ți placă cu cine te vei înhăma în viață. Ia de el și ei și lui de ea. Și partea fizică și are o foarte mare importanță în privința aceasta, dar nu-i tot. La un moment dat, în adunare, la o strângere de tineret, așa, o pus ochii pe o tânără și din vorbă în vorbă, a mie mi place, n-ai vrea să ne căstorim? Și merge la un vas de lucru și pune înaintea Domnului. Și Domnul spune că nu ar fi. Așa, în dorința lui, s-a dus la un vas de lucru. Și vine, vorbește cu slujitorii în adunare. Și eu spun să domnul, rămâi la răspunsul Domnului, că știe el mai bine decât mine și ca tine. Spunem prorocii mar cine este Dumnezeu ca Dumnezeul nostru, care cunoaște viitorul? Noi ce știm? Prezentul acum și trecutul ne știm. Însă viitorul, singurul care îl cunoaște este El. Amin. Și vă spun ceva, ne este de ajuns. Slavă Domnului că nu cunoaștem Știți ce a spus David la un moment dat în 39 psalm? Vrei să-mi să spui și mie care este sfârșitul zilelor mele? Vrei să-mi spui? Și Dumnezeu atâta l-a iubit de mult că a spus nu. Știi cât ai trăit până aici și știi că în ziua de azi să trăiești. Mai departe ești în planul meu, fi liniștit. Și tânărul ăsta, plecând, i tare om, a insistat în privința asta și s-a dus la al doilea vaste lucru. Și la un moment dat Dumnezeu în bunătatea lui, văzându-l că tot insistă, au zis, măi frate, nu știu ce cauza ai. Dar ce mi-a descoperit Domnul? Că ești în fața unui pas care vrei să-l faci. El știa care. Dar zice, ce a spus Domnul așa, dacă vei intra în lucrarea asta de data asta, urmându-ți dorința, toată viața ta vei învăța de la stele. Acum, dragii mei, la primul impact. Ce ai spune despre program? Dar unde am ne-merit? Chiar e la Domnul sau noi? Și s-a deverit pe parcurs. Că după ce a plecat, stând din nou de vorbă cu slujitorul bisericii, au spus slujitorul, măi, rămâi pe loc, că deocamdată puțin au făcut pașii următori și au ajuns mire în fața altarului, lângă cea pe care o iubea. O trecut vremea nu prea mult. Și lucrurile au început să nu mai meargă bine. Au început să nu se mai învârtă rotund și bine. Și în trecerea lunilor și anilor, în starea lui de tensiune și de supărare, o ieși afară, într-o seară cu un cer senin sticlă. Într-o seară toridă de vară. Și-a spus, Doamne, eu mi-amintesc. Ce mi-ai spus tu înainte să mă căsătoresc? Îmi amintesc, dar eu nici astăzi nu înțeleg. Ce înseamnă vedenia aia? Că voi învăța de la stele. Eu mă duc afară. Că nu m-am bine în momentul propice să văd adevărat sau nu. Și ești afară. După o seară de tensiune. Și ești afară și o stat în sinceritatea lui față de Domnul. Și au spus, știu ce mi-ai zis, acum ce să învăț? Și au venit Domnul în Duhul lui și a spus, știi ce să înveți de la stele? Cât ai trăi în viața asta? să taci și să luminezi. Atât s a mai rămas. Atât. Vorba unei surori, frate, nu mai pot și nu mai pot. Ce să fac? Mi-a spus Domnul de atâtea ori să tac. Și nu mai nu pot și continuă tensiunea. Cât o mai fi lucrul ăsta? Cât a mai durat tensiunea asta? Până o să taci. Atât. Cât o mai fi în viitor? Sigurat nu știu viitorul, dar de data asta știu când te oprești și taci și accepti situația și te rogi înaintea Domnului ca el să rezolve problema, se vor rezolva lucrurile. Dragii mei, ca și familii, vreau să aduc în discuție înaintea dumneavoastră, sub trecem prin ele, trei lucruri de care ori le-am făcut până astăzi, ori este imperativ necesar să începem cu pași mici poate să facem de azi. Sunt familii în mijlocul nostru aici și acum, care poate au zeci de ani de familie, sunt altele care poate au un an, poate doi. Și fiecăruia dintre noi știți că la nuntă nu se vorbește doar pentru cei doi, cât am învățat eu din predicile de la căsătorii, Când am fost în mire și mireasă acolo, le-am uitat pe toate. Toată biserica era spre noi, da, țintită. Ei, după ce au trecut ani, încet, încet, Parcă le auzea mai bine când eram acolo pe bancă. Primul lucru care vreau să te în dimineața aceasta, soț, soție, bărbat și femei, este păziți-vă unul pe altul. Știi că și diavolul vrea așa numai un cuvânt să-l schimbe? Dumnezeu spune, păziți-vă unul pe altul. Știi ce spune diavolul? Păziți-vă unul de altul este o chestie de veșnicie și de probleme. Am întâlnit uneori soții care au spus, frate, vreau să vorbesc ceva cu tine, vreau să dau ceva, vreau să fac cu bine, repede, ia de aici și de mai departe, să nu mă vadă soțul, Dar repede că vine la dunare și mă vede. Dar sură, asta? ce e soțul tău? Și invers, a prins firul? Păziți-vă unul pe altul, este unul dintre fundamentele căsătoriei, dragii mei. Am fost dați unul pentru altul, în căsătorie n-am intrat perfecți. Nici măcar după 23 de ani nu sunt soțul perfect și tatăl perfect. Știi ce mă îngrozește? Involuntar, indirect. Știi că, Matale, eu și cu tine putem să oprim căsătoria în generația aceasta actuală? Știi ce spune în 1 Timotei capitolul 4, Spune că unii se vor lepăda de credință și se vor lipi de lucrarea dracilor, abătus de pățărnicea unor oameni. Știi ce fac oamenii ăștia? La un moment dat, zice că ei opresc căsătoria. Și ai spune, Doamne, ferește, eu nu sunt dintre ei. Știi ce am auzit fete și băieți care mi-au spus în culise? Frate, mi-aș dori toată viața mea să nu mă mai mărit ce? Iubești celibatul? Ai fost făcut așa de Dumnezeu? Nu! Doresc, sim nevoia, dar mi-e frică, de ce? Să nu mai continui în familia mea ce am văzut la mama și la tata. Să nu construiesc o familie a tensiunii, că de aici vreau să plec și nu vreau să intru în alta. Ce părere aveți, dragii mei? Printr-o neînțelepciune a mea ca soț, creând un climat de tensiune și de nedragoste, de lipsă de iubire, de compasiune față de soția mea, nu voi face altceva decât voi contura parcă tot mai mult o antipatie față de lucrarea această măreață și sfântă, care înseamnă căsătorie. Vă spune, las-o că este vreme. De ce? Să falimentă și eu. De ce să trăiești și eu o viață neagră și obscură și crudă? De ce? Dar de ce vorbește așa? Păi știu ce am văzut și unde am trăit. Să fie așa în casele pocăiților? Să fie așa în microbiserica care înseamnă familia? Să fie așa la mine și la tine? Dragii mei, vă îndemn în numele Domnului Iisus, păziți-vă unul pe altul Știți de ce am ajuns noi toți sub robia păcatului? Știți de ce am fost plonjați toți în moarte, în durere, în cancer, în diabet, în tensiune, în lovituri, în valea plângerii, în valea umbrei morții, în au și vai, în transpirație, în durere, în pagube, în pierderi, în falimente. Știți de ce? Știți rezultatul cărui? Unui bărbat care în momentul potrivit trebuia să-și păzească soția. Ce făcea Adam în grădină? Că noi i-am dat o circumstanță atenuantă dacă Biblia n-ar stipula. Dar stipulează. Și spune că a luat și a dat și soțului ei. Ia-mă pe Adam acolo. Eu aș fi spus, măi, Adam, cine știe? Poate era la 500 de metri în Eden. Șarpele urmări momentul când s-o racoleze pe Eba pentru că o văzut lipsa bărbatului. Nu, nu, Adam era acolo. Stilul de bărbat melancolic de azi. Visător. Ia săraca de ea nu poate cu treaba în casă, nu-și vede treaba, dragii mei, nu vă supărați așa, că și mie îmi vorbesc. Draga de ea, cu toate felurile, mâncări, așteptare de oaspeți, copii schimbați, unul nu și găta temele, unul trebuie să-i facă baie, unul trebuie să meargă, sună mama la telefon, are alte treburi, noi, ca dam în grădire. Dragă, ce faci, mai poți? Serios, bărbatule? Dar tu ce faci pe aici? N-ai treabă! N-ai treabă! N-ai putea pune și tu mâna? Serios? Asta, liniștiți, n-avem nicio treabă. Cunosc un caz unde și-a rupt familia din biserică și-a plecat. Cântau în fanfară, cântau în cor și se întâlneau cu foștii colegi de fanfară la cor de la cor, de la orchestre, la școală și spuneau ce dor ne este și nouă de repetițiile de la voi. Dar ne-o smul stata din adunare, că vrut să-și facă el lucrarea lui personală. Unde a fost femeia aia să spună, bă, bărbate, bă, nu faci bine. Niște copii rupți din biserică, este riscul să-i pierdem pe toți. Am fost schemați ca și oameni care un... mi-au plăcut la ora de rugăciune, năpădiți de spite urmăriți de ispite. În fiecare pas să știți că nu se fac două categorii aici, la Betania, de ispitiți și neispitiți. Nu, nu. Aici suntem toți o categorie. Sunt ispitit, urmărit de ispită și eu, și fratele Caleb, și fratele și dumneavoastră, toți suntem o singură categorie. Știți unde se face diferența legată de ispită? Biruitorii în fața ispitei și biruiții. Toți suntem ispitiți. Intrăm în căsătorie oameni imperfecți. Oameni veniți din medii diferite, din familii diferite, din culturi diferite, din biserici diferite, poate din învățături unele dintre ele diferite. cleagă pe aceștia doi, se poate. Unde este lepădare de sine și să intre în căsătorie cu lepădare de sine. Spune, ce vrei să faci în căsătorie? Să fiu fericit. Fals! Ce vrei să faci în căsătorie? Să o fac fericită, adevărat. Ești chemat să-ți faci fericit soția ca și soț. Ești chemat în matale ca și soție să-ți împlinești, să-ți faci fericit soțul. Aia este definiția unei căsătorii, a unei formule sănătoase legate de căsătorie. Adam n-a păzit și nu și-a împlinit rolul. Atunci când trebuia să spună Evei, ce faci? Tu-ți amintești ce-a spus Creatorul, ce-a spus Dumnezeu? numai din pomul ăsta, că așa vine ispita mea. Numai unde nu trebuie, parcă acolo ne-am în jurul pomului. Nu au avut oamenii ăștia atâția pomi în grădină. Nu au avut. Nu putea să meargă la altul. Nu mă acolo timp vârța, așa ai? Parcă numai ce nu trebuie, aia ar fi. Că suntem în firea noastră, așa am venit pe pământul acesta. Dar slavă Domnului că o schimbat viața mea și a ta. Mărită să fie lucrarea Lui că o făcut din noi făpturi noi. Suntem chemați ca și soții și soție să ne păzim unul pe altul. Când soția este o sta într-o stare de ispită, este într-o stare de deznădejde, trebuie să fii acolo să spui, credem că Dumnezeu nu ne va lăsa și ne va da biruință. Când soțul este într-o stare de deznădejde, într-o stare aproape de depresie, să spun, nu mai cred nimic, poate auzi în el psalmul 13, până când mă vei uita Dumnezeule, nu mai pot. Poate apar diferite probleme cu copiii, în alte direcții în familie, trebuie să fie acolo. Nu te lăsa, dragul meu? Cine este împreună cu noi este Domnul Hristos și nu ne va lăsa? Ne rugăm, ne punem înaintea Domnului, intrăm cu zile de post. Nu te da bătut, rămânem în picioare pentru că El a promis că ne va da biruința dacă îi vom rămâne credincioși. Asta e rolul tău și asta e rolul tău, asta e rolul meu și a soției. Păziți-vă unul pe altul când vine ispita, fii acolo prezent. Dragă, am observat la tine că ceva nu e în regulă. Cei? Crează un climat, un cadru în care să poată să ți se deschidă. Primul lucru, și mă duc la al doilea, este să ne păzim unul pe altul. Să fim întotdeauna focalizați pe soție și soțiile pe soți. Să avem grijă unul de altul, să ne ridicăm unul pe altul. Îmi amintesc că într-o împrejurare, mă rog, trec peste într-o discuție în care nu mi-a picat bine lucrarea unui bărbat într-o biserică. Și au început să se repete lucrurile și a mers acasă oarecum trist și tulbure puțin. Să vedeți ce înseamnă un ajutor potrivit și o femeie înțeleaptă. Și am zis, draga mea, mai mult nu pot să fac. Decât eu cu omul ăsta nu mai vreau să am prea multe legături. Aș vrea să dovedesc o o, o, relație rece față de el. Asta este, v am încercat tot, văd că nu se poate, vreau să îl tratez rece și așa cum se cuvine. Și auziți o femeie înțeleaptă, o să o cotesc ca pe Abigail, pe soția mea. Deci, aha, bravo, fain predicat și duminica trecută de dragoste. Frații me ca și când o dat drumul la o apă rece și la un duș în cap, asta Am zis, binecuvântată să fie judecata ta. Știi ce putea spune o femeie înțeleaptă? Bine faci, mă, bravo. A nu ești tu bărbat, mă. Nu ești slujitor, mă. Dar nu... Bă, cum să te lași la el? Cum să te trateze? Cum să vorbească așa? Bine faci, mă. Arată-i. Da. Suntem chemați ce promovăm și ce promovăduim și ce spunem altora, trăirea în dragoste, în momentul când trebuie să aplicăm, să împlinim și să punem în practică, Doamne ajută-ne! Ăsta e un ajutor potrivit. Când eu sunt slabe a fost tare. Când dumneavoastră sunteți slabe, ei să fie tari. Uneori suntem ispitiți ca Anania și Safira. Ferice de Anania dacă era Safira atent. Măi bărbate, gândul ăsta nu-i bun. Este un regulament de ordine interioară. Vindem oșioara și punem bani la picioarele apostolilor, toți. Ce păcat că unul dintre ei nu a fost atent. Ori făcut corp comun, ori făcut echipă bună, un tandem bun, la înșelătorie și la minciună. Murirea amândoi, murire. Rămasă niște personaje negative, în loc să fi rămas pozitive în Scriptură. Anania cu Safira au vândut o moșioară și au adus banii la picioarele apostolilor. Nu era ferice de ei. De ce nu a fost femeia atentă? De ce nu a fost bărbatul să spună nu faci bine, eu nu mă unesc cu tine la așa ceva, nu gândești bine? Cum nu fost soția lui Datan și atentă să spune bărbate, nu te ridica împotriva lui Moise, când ne lovim direct în piept cu Dumnezeu? Cum nu fost atente femeile alea? Două. Știți ce îmi place de fiul lui Core? Știți ce spune în Cronii 26? Însă fiii lui Core n-au murit. De ce? Eu cred că ori simțit, cred că ori spus, tata, de data asta nu-i sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nu facem echipă, nu agrem cu lucrul acesta. Ne retragem într-o parte. Au rămas nepedepsiți, au rămas și iubiți de Domnul. Sunt momente în familie când trebuie să fiu atent, pentru că cel de lângă mine este într-o stare și într-o într direcție greșită. Fii acolo să-l ridici. Fii acolo să-i dai o mână de ajutor să spui, nu-i bine. Ridică-te! Nu vezi bine! Oh, binecuvântate sunt familiile acestea! Care se păzește unul pe altul, nu unul de altul. Unul pe altul. Ăsta e Genesa, capitolul 3. Nu o vegheat Adam. Și uitați-vă unde suntem toți. Pentru că nu păzice ce Dumnezeu e în credință. Al doilea punct. În Genesa, capitolul 31. Vreau să citesc și al doilea punct este. Fiți sinceri, unul cu altul, soțul cu soția. Nesinceritatea în familie ucide. Nesinceritatea soțului față de soție și a soției față de soț omoară, ucide, distruge, nenorocește. Este inacceptabil așa ceva. Familia este comparată cu Hristos și biserica. Domnul Iisus Hristos o dat dovadă de o sinceritate la superlativ față de biserică. Știți care a fost cea mai mare sinceritate a Domnului Iisus cu biserica? În lume veți avea necazuri. Am venit să vă mântuiesc, să vă salvez. Am venit să plătesc în locul vostru, dar vreau să vă spun ceva. Nu o să mergeți pe florice. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Voi fi cu voi slăviță să fie prezența Lui în viața noastră. În al doilea rând, fiți sinceri unul cu altul. Atunci la ban, a zis lui Iacov, ce ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat? Și mi-ai luat fetele ca pe niște roabe luate cu sabia. Pentru ce ai fugit pe ascuns? Iacov le-a luat și a plecat la tată său. Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și al cântecelor. Nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut nepoții și fetele. Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău. Dar Dumnezeu Tatăl vostru mi-a zis în noaptea trecută, ferește-te să spui o vorbă reală lui Iacov. Și auziți, aici am vrut să ajung. Dar acum, versetul 30, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat Dumnezeu mei? Iacov? Iacov frapat! Poftim? De ce mi-ai furat Dumnezeu mei? Și uitați ce urmează. Trebuie răspuns Iacov azul la ban. Am fugit, fiindcă mi-era frică. Gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale, copățit-o cu șapte ani, șapte ani. Dar să piară acela la care îți vei găsi, Dumnezeu tăi, grosnic. Nu a durat mult. Laban intră să caute, să percheziționeze casa lui Iacov. Și Rahela luase idolii îi pusese sub samarul cămilei și șezuse deasupra. Domnul meu a spus la tată său, să nu te superi dacă nu mă pot scula înaintea ta, că și mi-a venit rânduia la femeilor, a căutat peste tot, dar n-a găsit idolii. Idolii erau sub Rahela. Știți unde am vrut să ajung? ce scos Iacov pe gură, fără să știe că la ban avea dreptate. Observați unde duce nesinceritatea? De ce Rahela nu a putut fi sinceră cu soțul ei să spună, mai bărbat, uite ce ispita. Mă urmărește în a lua și a confisca, în a fura idolii tatălui meu. M-am legat de ei în copilărie, probabil. De ce nu fost sincer cu Iacov? Iacov, la rândul lui, sincer, o spune Rahela, nu poate să facă așa ceva. Noi avem un Dumnezeu căruia ne închinăm. Nu, nu are nimic Rahela cu idolii. Între ei era nesinceritatea, un lucru ascuns. Și Iacov dă drumul la blestem. Nu durează mult. Și Rahela moare pe drum. Și Iacov își plânge iubita sufletului lui pentru care a lucrat 14 ani. Pentru că o femeie, într-un moment de neveghere, N-a fost sinceră să spune la soț, uite soțule ce problemă am. Dar și în al 12-lea ceas, Iacov nu spune așa ceva, că uite unde zi, vină încoa să spun. Nu, o ascuns. Care a fost desnodământul acestor vorbe, acestui blestem aruncat de Iacov? Moartea Rahelei. Vă îndemn în numele Domnului Iisus, împreună cu mine, fiți sinceri cu soțul și cu soția. Unde ai fost? Acolo. Ce ai făcut? Asta. În familie nu funcționează să nu știe stânga de dreapta ce face. Nu funcționează să nu știți dumneavoastră dacă am făcut o dărnicie, însă i bai când o fac în ascunsul soției. Ceva nu e în regulă, ceva nu se învârte bine acolo. Familia este una, familia este un singur trup. Ce fac eu știe soția, ce face soția știu eu. Este normal să nu știi parola soției pe telefon. Este normal să nu știi parola soțului pe telefon. Este normal? Este normal să nu știi codurile copiilor pe telefon? Părinții la copii și copiii la părinți. Este normal, ascunzi și o aceasta, este normal. Asta duce spre distrugere, spre rău, spre faliment. Îl întristează pe Dumnezeu și creează o bună dispoziție diavolului. Departe din casa ta orice sentiment de nesinceritate. Și începând de astăzi. Fi sincer, fiți sinceri unul cu altul. Orice ci se întâmplă, orice bine, orice gafă, orice cădere, orice înfrângere, fi sincer. Cu cine împărtășești mai bine în cazurile vieții, dacă nu cu aleasa inimii tale, dacă nu cu alesul inimii tale. Dacă astăzi ascunzi față de ea ceva desprețuind o nu uita că poate vin zile când nu vor fi alții cu tine, dar cea pe care, cu care ți-ai încheiat destinul vieții pe acest pământ, să umbli împreună, se va îngriji de tine. Vei plânge pe umerii ei. Îți vei vărsa durerile tale în inima ei. Cine e mai aproape de Dumneavoastră ca și soțul? Cine e mai aproape de tine ca și soția? Ce valoare trebuie să aibă mai mare, exceptând pe Dumnezeu într-o familie, decât mama copiilor, decât tata copiilor? Nu-ți disprețui soția și soțul. Fi sincer cu el. Nu spune slăbiciunile soției la alții, nu spune slăbiciunile soțului la alții. Cu ce te ajută? Abigail, una dintre cele mai înțelepte femei, nu degeaba spune Solomon, că o femeie înțeleaptă zidește casa. De ce să știe tot satul slăbiciunea soției? De ce să știe tot satul slăbiciunea soției? De ce? Suntem chemați să avem momentele noastre discrete, momentele noastre în care eu și ea să știm în care să ne ridicăm unul pe altul, în care să fim sinceri unul cu altul, în care să ne ajutăm unul pe altul, în care să fim franci unul cu altul, să avem franchețe în noi. Dumnezeu, prima dată, de dovadă de franchețe. Știu faptele tale, știu răbdarea ta, dar uite ce am împotriva ta, observați ce sincere, la cele șapte biserici. Asta am împotriva ta, ce sincer a fost cu acele biserici și cu noi astăzi. Ce sincer este Dumnezeu cu noi astăzi. Pot eu să ascund de Avram ce voi face să și gomorei? Că știu că el are să poruncească copiilor lui după el să păzească legea. Pot eu să ascund? Nu pot. Avram prietenul lui, dar nu numai Avram a fost și tu vei fi. Și tu ești prietenul lui. Dacă spui că soția ta este cea mai bună prietenă, dacă spui că soțul tău este cel mai bun prieten, ce ai de ascuns? De ce să lăsăm pe cel rău să fisureze familia prin nesinceritate? De dovadă de franchețe, de a fi deschis față de ea și față de ea. Și al treilea punct și închei. 2 Samuel, capitolul 11. Simțiți unul cu altul. Vreau să vă citesc aici. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab, 2 Samuel 11, cu 6. Trimitem pe Urie hetitul și Ioab a trimis pe Urie la David. Uria a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. Apoi David a zis lui Urie, poc o arăte acasă și spală-o Noi știm ce urmărea David, știm. Dar punem deoparte exact pericopa aceasta, 2 Samuel 11, și puțin, în câteva minute ne ocupăm de urie. Ne uităm doar la el. Pogară de acasă și spală spicioale, picioarele, să te așteaptă, tu vii din război. Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a pogorât acasă la el. Pe mine, pe mine mă uimește omul ăsta, dar în rău. Mă miră omul acesta. Închipuiți-vă dumneavoastră, Doamne ferește! Doamne ferește! Să țină domnul România și țara asta în pace și în liniște. Dar să presupunem că mergem la război și după doi ani de zile. Să vii de la război să fiu lăsat acasă la vatră. Să trec prin Cluj. Și o noapte să duc la hotel. Nu și-ar pune cineva întrebarea cu privire la mine. Păi asta la ocazie, mașină după mașină. doamne, de ce vrei să ajung? Că doresc soția și familia, de-abia aștept. Mă bucur că sunt viață. Nu-mi văd orele trecute în care să ajungă în mijlocul familiei. Dar să stau o, o zi, două, trei, la hotel. ce m-ar întrebat cineva? Omule, ce-i cu tine? Nu duci dorul cășii? Nu ai dorința aceasta să ajungi acasă? Uitați-vă ce se întâmplă mai departe. Au dat știre lui David despre aceasta și i-au spus. Curie nu se bucură la el acasă. Și David a zis lui Urie, nu viitoare din călătorie, pentru ce nu te-ai pogorât acasă? Urie a răspuns lui David, Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi, Domnul meu Ioab și slujitorii Domnului meu sunt tăvărâți în câmp. Și o să intru în casă, o să mănânc, să beau, să mă culc cu mea? Da, 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 Urie, chiar asta vreau. Viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta. Vreau să vă spun ceva. Niciodată Dumnezeu legat de familie, nu te cheamă în lucrare să scalci familia în picioare să o sacrifici. Să sufere soția, să sufere copiii, absența ta, absența educației, absența compasiunii, a iubirii, a stării care trebuie în primul rând să ai în familie. Dar frate, eu mărg în lucrarea Domnului. Eu slujesc, eu vin și vă predic. Și soția acasă plânge, tânjește după mine, am lăsat-o plângând, am lăsat-o cu treabă, am fost un om care trebuie să facă ea și treaba mea în loc, că eu mă duc în lucrarea Domnului. Nu este posibil un astfel de om să fie numit omul Dumnezeu. Simte cu soția ta, simte cu copiii tăi, fă lucrarea în casă. Știi ce spune întâi Timotei 3? Cum să fie el episcop, să, -și, să fie chemat să crumuiască biserica, dacă nu în stare să-și chivernisească bine casa, soția și copiii? Ce părere aveți? Și acum am întors la ce am început. Familia este unitatea de măsură pentru biserică, pentru slujire și nu invers. În funcție de cum ești de capabil în familie, așa ești chemat și investit de Dumnezeu în slujbă. Uri a fost bărbatul care n-a simțit. Dar cum? că pe front, Israelul suferă și eu să mă duc la soție. Cine ți-o cerut lucrul ăsta? Uneori am dat dovadă că suntem mai duhovnicești decât vrea Dumnezeu. Împlinește-ți bine slujba în familie. Fă ca toți ai tăi să simtă împlinirea, prezența ta în familie, să ofere satisfacție, împlinire, bucurie, veselie. Când intri în casă să spui, vine Sfântul lui Dumnezeu, vine tatăl tău, nu, cât mai este, vine vântul. Așa ne cunoaștem de bine după 23 de ani în care ce soția, și pe cum apeși pe clanța de la ușă, așa simt că ai pățit ceva la lucru sau fii bucuros și pe cum apeși și pe cum pășești. Suntem chemați ca soți și soții să creăm un climat și o ambianță bună, liniștitoare, de pace, în familie. Când în familia ta e așa, hai la învon, când în familia ta e așa, dute în misiuni. Când în familia ta e așa, din nou la repetiții, la fanfară, la cor, când e în familia ta, așa, Impli, Implică-te în lucrarea lui Dumnezeu. Când nu e așa, stai în loc, că niciodată chemarea la slujire nu precede chemarea la sfințire. Întotdeauna chemarea la slujire succede chemarea la sfințire. Uitați-vă în Scriptură, sfințire și după aia slujire. Nici de cum, a, când, mă duc cu copiii, învârt acordionul, când la fanfară și sfințirea undei. Da, frate, dar lucrez pentru Domnul. Și unde ți soția? Știi ce spune Nefesen 5, ce va face Hristos în ziua aceea mare? O va prezenta pe soția lui, pe nevastă, pe mireasă, pe noi, înaintea tatălui. Odată te va întreba Dumnezeu. Da, ai slujit, da, Doamne, aștept răsplătirile. Știi care întrebare te va mai pune Dumnezeu în definitiv? Când tu vei crede că treci pe porți în unde ți este soția? Unde ți este soția? Ți-am dat -o. Te-am chemat să investești în asfințire, cuvânt, rugăciune, cântare. Unde ți este? Nu știu. Nu te vei îngrozi și nu mă voi îngrozi atunci. Ca și soț, acum în încheiere. Vă întreb și ca și soții. Lângă dumneavoastră v-a crescut soția spirituală? Lângă mine a crescut soția spirituală? Lângă dumneavoastră v-a crescut soțul spiritual? Am creat climatul acesta? O, Dumnezeu să cerceteze familiile noastre astăzi, să lase peste noi înțelepciunea care vine de sus și să nu uităm un lucru, să ne păzim unul pe altul. În al doilea rând, să fim sinceri unul cu altul. Și în al treilea rând, să simțim unul cu altul. Aveți aceleași simțăminte. Îmi spunea o soție, plâng, atât ați de îndurerată, frate. Plâng, mă simt rău și el râde. Și el râde. Cum s-o putu naște un asemenea monstru pe lumea asta? Zice, deci gata să mor, sufăr, simt că mă duc, trec Iordanul și plec. Îți duci, scoală ti femeie de acolo, ce ai că nu mai preface. Să simți, să plângi, să te bucuri să iei parte la sentimentul soției și a soțului, să agrezi, să fii același om lângă soția ta și lângă soțul tău. Dumnezeu m-a învățat o lecție în urmă cu 13 ani și am văzut atunci ce înseamnă importanța femeii în casă. De 13 ani puteam să fiu văduv. La 28 de ani, soția mea la 5-a cezariană. Am crezut că ea Domnul la casă. Directorul maternității din Oradea, știți ce a spus? Noi v-am pierdut din aparate. Tensiune 20 ați avut. V-am pierdut. Doar Dumnezeu în suveranitatea Lui a poruncit morții să plece și din nou să intre Duhul de viață în dumneavoastră. Așa a spus doctorul către soția mea. Îi mulțumesc toată viața pentru că mi-o redat-o înapoi. Fiindcă a o din morți, cum credea Avram, că se coboară de pe muntele Moria cu Isaac, că a din morți, spune evrei n-ar trebui să simtă soția mea cea mai mare prețuire de la mine? Pentru că mi-o redat-o înapoi. N-ar trebui soția ta să simtă cea mai mare prețuire de la voi, bărbaților? Când te scol dimineața, cel mai elementar lucru, ai spune, mă duc la sertarul cu ciorapi și îl vezi frumos că-i pus pereche cu pereche. Nu apreciezi munca ei. Când vii acasă și vezi mâncarea fierbinte, casa curată, copiii la adunare îmbrăcați frumos, nu apreciați munca ei. Spune vorbă că o femeie toată ziua lucrează în casă și nu se vede. Se vede. Apreciem munca dumneavoastră. Dar în același timp, apreciați munca lor. Pe umerii lor stau mari sarcini. Familia, poate biserica, poate adusul banilor. Au diferite gânduri, urmăresc diferite ispite. Fiți alături de ei. Sunt valori în familia voastră. Tineri dragi, băieți și fete. Nimeni după Dumnezeu nu vă iubește mai mult decât tatii și mamii. Prețuiți tatăl vostru care îl aveți, alții nu-l mai au. Prețuiți mama voastră, fetelor. Poate spui, dar ce știe mama de podcast, de feedback? Ce știe mama de search? Ce știe mama de snap și de alte lucruri? Poate nu le știe astea. Dar ea au trecut pe unde treci tu. Tu n-ai trecut pe unde au trecut ea. Are școala vieții. Pune preț pe părinții tăi cât îi mai ai. Și ascultă-i în tot ce este bine. Mă bucur înaintea Domnului că ați fost atenți. Și mai mult decât atât, îi rog pe Domnul să coboare cuvântul ăsta până în ungherele inimii noastre și să lucreze înspre bine în familia noastră. Amin.